Vreau să vă arăt cum lovim cel mai eficient frontal și să ne ținem adversarul la distanță. Eu sunt de părere că frontalul trebuie lovit pe contră când vine adversarul la tine, să-l oprești, nu pe atac. Pentru că în momentul dacă eu vreau să atac cu frontal, adversarul vede și îmi deviază piciorul sau chiar mi-l prinde. Să spunem că Andrei vrea să lovească un 1-4, să atace, eu atunci îi voi pune frontal și îl voi opri. Iar atunci frontalul meu, când lovesc o dată cu el, are eficiență maximă.